Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Nu uitați că ne puteți urmări pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile și toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem de ceva vreme și pe acei hunedoreni care își doresc schimbare. Acei hunedoreni care își doresc să se implice mai mult în tot ceea ce înseamnă administrație, fie că vorbim de cea locală sau județeană, pentru că, după cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și europarlamentare, bineînțeles, pentru că în acest an cele două s-au comasat. Vedem care este situația la nivelul reședinței de județ astăzi, care sunt proiectele pe care reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor o au pentru a dezvolta, pentru a duce mai departe poate unele dintre proiectele care fie nu au fost finalizate sau fie au fost uitate în sertarele administrației locale. Astăzi, alături de mine, este domnul Emanuel Clej, candidat AUR pentru Consiliul Local Deva. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Clej. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Răzvan Mareș, candidat al Alianței pentru Unirea Românilor pentru Consiliul Local Deva. Bună ziua, bine ați revenit. Să rămâine, bine v-am regăsit. Pentru prima dată în această formulă, ne bucurăm să vă avem alături de noi și dumneavoastră, cei care ne urmăriți nu doar în fața micilor ecrane, ci și pe rețelele de socializare. Dacă aveți sugestii sau întrebări, poate pentru invitații mei, vă invităm să ne scrieți și în limita timpului o să le și citesc și o să le adresez întrebările dumneavoastră invitațiilor mei. Reședință de județ, capitală de județ, ar trebui în mod normal, la cât de multe fonduri europene, cât de multe trenuri au oprit aici în gara noastră, cam prăfuită, cei drept în Deva, sau inexistentă aproape, din păcate, în ultimii ani, lucru care sperăm noi să se remedieze în perioada următoare. Ar trebui să vorbim de o administrație performantă și despre proiecte care să fi schimbat în proporție de 70% măcar tot ceea ce înseamnă străzi, până la urmă dezvoltare în adevăratul sens al cuvântului. Domnule Mareș, nu vă este străin administrația locală Deva. Cum simțiți dumneavoastră acum că s-a dezvoltat acest oraș, această capitală de județ, cum spuneam? Simt o mare dezamăgire, în primul rând ca cetățean al Devei, și cred că această dezamăgire o simt toți cetățenii Devei față de ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Așa cum spuneați și dumneavoastră, o grămadă de proiecte zac în primărie prăfuite, doar pentru că veneau într-un alt mandat, și am mai discutat la dumneavoastră în emisiune, dar cel mai dureros este că devenii sunt abandonați, au fost abandonați de actuala administrație. Este dureros să vedem lucrări efectuate. Discuteam cu un constructor, fac o paranteză, și îmi spunea, și dacă mi-aș fi dorit să sabotez pe cineva, n-aș fi putut să fac atât de prost o lucrare față de ceea ce se întâmplă în momentul de față în Deva. Și dați-mi voie să vă spun că dacă ești acolo, în fruntea primăriei, și nu te dedici 24 de ore din 24 de ore muncii în folosul comunității și a devenilor, rezultatele sunt cele care se văd în momentul de față în Deva. Nu poți să te gândești și la firmele soției, să prosperi, să-ți prospere familia și activitățile firmei de casă, de familie, să te gândești și la activitatea primăriei. Eu cred că mai sunt câteva luni, îi rog pe Deven să mai aibă un pic de răbdare. Cu siguranță vom avea un nou primar începând cu data de 9 iunie, iar candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Deva va aduce o schimbare în ceea ce privește mentalitatea relației între cetățean și administrația publică locală. Gabriel Ionașcu este o persoană care a venit cu niște proiecte foarte clare, ne-am pus la masă, am avut o echipă de lucru, când ne întrebați de proiecte, am avut o echipă de lucru care câteva, am stat și le-am pus cum este și firesc de altfel și să se întâmple. Astăzi, iată, venim în fața dumneavoastră să vă prezentăm și câteva dintre aceste proiecte.
cu siguranță o să dezbatem astăzi parte dintre proiectele pe care, cu care ați venit astăzi în fața telespectatorilor noștri. Domnule Cleș, vorbeam de proiecte și vedem aproape zilnic anunțuri pe rețelele de socializare, potrivit cărora DEVA, administrația DEVEAN, a atras sute de milioane de euro, bani europeni, și vă întreb acest lucru pentru că sunteți în domeniu și cunoașteți foarte bine tot ceea ce ține de proiecte pe fonduri europene. Simțiți sau presimțiți undeva aceste sute de milioane de euro care au fost atrase de către administrația locală din DEVA? Este adevărat că vedem la ceva perioadă sau cu o periodicitate diverse anunțuri dinspre primăria municipiului DEVA, precum că municipiul nostru ar fi performat și că a reușit să atragă sute de milioane de euro fonduri europene și guvernamentale nerambursabile. Din păcate, eu văd doar anunțurile. Constat cu supărare, pot spune, că pe teren lucrurile se întâmplă altfel. Spuneați și dumneavoastră, o spun și contestatarii mei, cei din primărie, mulți dintre ei, că sunt un expert în domeniul fondurilor europene și eu știu că lucrurile V-au lăudat și cei care v-au criticat. Asta practic, și spuneam, nu? Da. Eu știu că lucrurile se pot întâmpla altfel și am zeci și sute de modele de bună practică în administrația publică, unde proiectele sunt atrase, unde proiectele se implementează în termenele scontate, unde proiectele vizate produc și efectele pentru care ele au fost gândite, creionate și puse în implementare. Adică acele proiecte necesare comunității care și rezolvă parte din problemele cu care locuitorii municipiilor, orașelor sau comunelor se confruntă. Asta aș vrea să punctez. Am luat decizia de a mă alătura Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, și mai mult decât atât, am acceptat și o provocare de a candida pe lista de consilieri locali, tocmai ca prin experiența de peste 17 ani și cu o valoare a proiectelor în care am fost implicat, care depășește suma de 250 de milioane de euro, să pot să contribui și eu la o dezvoltare armonioasă, necesară, care astăzi lipsește din punctul meu de vedere și care va reuși să facă din DEVA un oraș care să fie la loc de frunte, mă refer fie că mă raportez la municipiile reședință de județ, fie că mă uit în vecinătăți și stau și mă uit așa cu jind la Hunedoara. Pe de o parte sunt bucuros că văd că sunt municipii din județul Hunedoara care se dezvoltă, pe de altă parte am așa un regret că de ce nu suntem noi devenii cei și care suntem, între ghilimele, lăudați. De ce nu suntem noi devenii? Acum, mi-am propus ca în pre-campanie sau cât am mai rămas din pre-campanie și din ceea ce urmează în campanie, să nu mai fiu omul critic, pentru că eu am încercat din 2020 și am și reușit să fiu un om critic. Întotdeauna am semnalat derapajele, am arătat lucrurile care nu se desfășoară corespunzător, am generat și soluții. De foarte multe ori, intervențiile mele în Consiliul Local sau în mediile publice, fie că discutăm de medii sociale sau și în discuțiile avute personal cu diferiți cetățeni, am fost un contestatar al lucrului prost făcut de la DEVA și au fost multe astfel de situații. Vreau ca în perioada care urmează să discutăm de proiecte concrete, pentru că spuneau foarte mulți de prin primărie care ar trebui să plece acasă după data de 9 iunie, că sunt câțiva 5-6 contestatari care bat din gură toată ziua și proiecte nu au. Între eu care vă și asigur, dumneavoastră. Eu eram șeful lor, sau cum să zic, eram cel cu la care tot timpul se făcea trimitere, tot timpul când auziți pe cineva că spune că se plânge de sintagma hashtag primarul zero, eu sunt nașul, eu am botezat această sintagmă. Povestește-ne, ce am pățit astăzi pe stradă. Mergeam cu Emanuel pe stradă astăzi și ne oprește un prieten comun și spune, bă, am un mare regret. Ce s-a întâmplat? Păi zice, o să ajungeți în Consiliul Local să stați în aceeași mâncuță și nu o să mai fie o ancea și zice, nu mai aveți obiectul muncii în Consiliul Local. Și am zis, bun, ok, noi nu mergem acolo, că n-am avut o problemă personală am văzut acum mai nou titlurile Florinel Vrăjeală, nu? Că așa o spuneau niște colegi de-a dumneavoastră. Noi am avut o problemă cu atitudinea lui, cu atitudinea lui sfidătoare față de un cetățean care merge să-și expună un punct de vedere în Consiliul Local. Așa că, dragă Marius, îți spunem că vom fi aceeași voce în Consiliul Local și vom semnala chiar și derapajele, dacă vor exista, eu sper că nu ale viitorului primar, ale candidatului nostru, al lui Gabriel Ionașcu.
Dar ca să fiu o voce, vreau să mă continui ideea și să-l completez pe colegul meu de partid și de platou. Ca să fiu o voce în Consiliul Local, trebuie ca să ți se și dea dreptul de a vorbi, de a interveni, de a susține punctele de vedere și vă spuneam că nu vreau să mai fiu omul critic, vreau să fiu omul soluțiilor, pentru că am o sumedenie de astfel de soluții. De obicei ați oferit și soluții atunci când întotdeauna, ați criticat întotdeauna, chiar și în Consiliul Un prim proiect local. Pe care o să, asupra căruia vreau să insist, este vizează efectiv transparența decizională. Și astăzi, dacă mergem la primăria municipiului Deva, din holul principal, o să vedeți că ușile sunt închise. Adică cetățenii efectiv trebuie să stea să completeze anumite declarații, să li se permită accesul în instituția primăriei. Un lucru cu care eu nu sunt de acord. Sunt împotriva acestui aspect și transparența decizională este, de fapt, o dovadă a faptului că lucrurile se petrec legal, normal, etic și moral într-o administrație publică locală. Tocmai de aceea voi milita pentru a se deschide ușile către cetățeni și pentru a da posibilitatea oricărui cetățean să fie prezent în ședința de Consiliul Local și să poată să-și pună oful, să-și ceară drepturile și nu să fie îngrădite libertatea de exprimare la un minut sau două minute după cum votează actuala majoritate din Consiliul Local, tocmai pentru a, cum să spun eu, pentru a îngrădi sau pentru a descuraja participarea unor cetățeni la ședințele de Consiliu Local. Deci, din punctul meu de vedere, și pentru asta este primul subiect la care fac trimitere, mă refer strict la libertate de participare în ședințele Consiliului Local și mă gândesc chiar până ajunge la acel nivel de democrație participativă și reprezentativă prin a da dreptul și acces fiecărui cetățean să intervină online în ședința de Consiliu Local. La fel cum consilierii locali votează de pe la mare, munte, de la domiciliu sau de la serviciu, la fel cred că cei care plătesc impozite și taxe, în speță cetățenii, au dreptul, care astăzi nu-l primesc, să poată interveni în ședința de Consiliu Local, să pună întrebări și să primească răspunsuri. Asta cred că ar fi destul de complicat. Este foarte simplu, nu am și linii de finanțare. Și de gestionat. Domnul Crăciun nu duce lipsă de timp, așa că poate să stea și până la 6-7 în primărie, dar o să merg un pic mai departe. Din câte mi-amintesc și dumneavoastră aveați un program destul conferințe de prelungit. Păi eu plecam din primărie în jurul orei 9-10 seara, dar mergând mai departe, unul dintre proiectele dragi mie, pentru care am și fost desemnat în 2017 cel mai activ viceprimar din România, audiențele în aer liber, iar Gabi Ionașcu, candidatul AUR la primăria municipiului Deva, tocmai spunea că el vrea ca acest proiect să îl ducă mai departe și noi avem datoria ca și consilieri locali să ducem acest proiect mai departe. Pentru că, uitați-vă, întotdeauna, cred că fără excepție, toți care au ajuns acolo în Consiliul Local au uitat cine i-a pus acolo, au uitat de cetățeni. Eu cred că am fost printre puținele persoane care am fost în primăria municipiului Deva pe o funcție care a mers în fiecare săptămână în acele audiențe în aer liber în cartiere sau la două săptămâni, ca să nu greșesc. Pentru că oamenii, exact cum spunea și Emanuel, nu toți poate să vină la un program de audiențe în primărie. Și atunci stabileam, mergem în Gorj în data de motive, alunii, exact. Mergem în Dacia și am parcurs cu aceste audiențe în aer liber și am rezolvat multe din probleme, pentru că eu în momentul în care mergeam în aceste audiențe în aer liber, nu mergeam singur. Mergeam cu directorul tehnic din primărie, șeful de la SPIGM, poliție locală, în așa fel încât multe dintre acele probleme să le rezolvăm în timp util. Acum nu vreau să spun că Piedone m-a copiat pe mine, că nu pot să mă raportez așa, dar să știți că am fost un pionier, a fost prima dată când un om care conduce o administrație publică locală a făcut un asemenea demers de a face acele audiențe în aer liber. Nu v-a fost teamă să dați piept deloc cu cetățenii? Nu sunt Florinel Vrăjeală, sunt Răzvan Mareș și m-am dus să vorbim, nu am spus efectiv despre persoana, nu mi-este frică de veci și nici unuia dintre candidați n-ar trebui să-i fie frică de deveni, cu atât mai mult când este într-o funcție publică. Niciodată nu o să vedeți la consilierii AUR că vor sta în casă și nu vor fi alături de deveni. Așa cum au fost în ultimii ani
pe stradă, așa cum au luat apărarea și s-au zbătut pentru România, pentru ceea ce înseamnă românesc, pentru oamenii simpli, așa vom face și noi ca și consilieri locali, cu echipa care este construită, să putem să reprezentăm cât mai bine interesele lor. Am dovedit că putem, Emanuel Clej a dovedit, nefiind consilier local, doar un activist, eu cred că cel mai ferm activist, că poate să schimbe local anumite lucruri. Eu am dovedit că pot să schimb niște lucruri. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a dovedit că pot românii să aibă încredere în ei. Gabriel Ionașcu, care a fost și invitat la noastră aici, are capacitatea aceasta de a munci și a putea să meargă pe stradă și a rezolva aceste orianțe, iar împreună toată această echipă să facem un întreg în așa fel încât să putem să scoatem puțin din această amorțeală acest oraș în care, și mai mult decât atât, să redăm speranța devenirilor, pentru că efectiv dacă stați de vorbă cu ei, mulți dintre ei nu mai au speranță, adică ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani este un dezastru pentru acest oraș, cum spunea și fostul edil 5 mandate al Devei. Îi plânge inima când vede ce a ajuns acest oraș. Și la toți devenii ne plânge cu actualul inima. Și am să trec primar. Și eu la un proiect la care ținem foarte mult. Este vorba de amenajarea zonei industriale. Prelungirea de post de Ordeva n-a fost niciodată prin excelență un oraș industrial. Doar că ne pleacă tinerii, devenim din ce în ce un oraș mai îmbătrânit și vedem că în 7 ani de zile actuala administrație n-a reușit să aducă nici un investitor. Zero investitori. De ce? Pentru că niciun investitor nu vine dacă nu-i creezi și anumite facilități. Noi în 2016-17 am creat acele facilități de reducere fiscală pentru cei care investesc în Deva. Doar că proiectul n-a mers mai departe. De ce? Pentru că era alu Mareș și Mircea. Acest proiect va trebui repus și scos din dosar, că probabil din dulapurile unde stă prăfuit și nepus pe masă. Noi am avut în plan să dezvoltăm strada depozitelor și acele terenuri în spatele Petromului, cum mers spre Sântul Halm, unde se poate crea acea zonă industrială. Asta, colaborat cu un alt proiect care o să vi-l spună prietenul și colegul meu, Emma Clej, referitor la școală, pentru că și aici școala duală, am văzut că cumva merg mână în mână toate merg aceste mână în mână. Am demarat în 2000, sunt dovezi, în 2017 am demarat proiectul școlii duale în Deva, școala de meserii, ca să fiu pe înțeles. Copiii trebuie să aibă o calificare în primul calificare, rând. Calificare, dar trebuie să aibă toate premisele de a putea să învețe și să rămână în acest oraș. Dezvoltând și acea zonă industrială, putem să readucem o parte din tineri sau să-i aducem acasă, pentru că pleacă la școală, la Timișoara, la Cluj și unde mai pleca și nu se mai întorc în Deva. Și aici avem o mare problemă. Iar cred că prin rezolvarea acestui parc industrial vom rezolva o problemă a locurilor de muncă bine plătite în Deva. Vă rog, te las pe tine, Emma, cu școala, pentru că se leagă una de alta și sunt foarte multe proiecte care sunt necesare și benefice pentru municipiul nostru, dar până a intra în profunzimea subiectului, vreau să spun în felul următor. Nu cred că în 2024 municipiul Deva sau județul Hunedoara sau România duce lipsă de proiecte sau de finanțare. Ele există. Și avem de ce fonduri duce lipsă, europene atunci? Nerambursabile mai mult decât am avut vreodată. Și municipiul Deva a avut acces la finanțări nerambursabile, dar, pe de o parte, multe le-a ratat prin faptul că nici măcar n-a depus proiecte, pe de altă parte, le-a compromis și pe cele care au fost scrise și nu au fost în stare să le implementeze. Eu cred că e nevoie ca în aparatul primăriei municipiului Deva să fie oameni și în consiliul local care, pe de o parte, cunosc sursa de finanțare și, în plan secund, să aibă și abilități, capacități de a gestiona aceste proiecte ca ele să producă obiectivele scontate. Și dacă e să ne legăm strict de învățământ, dar nu m-aș rezuma doar la învățământ, proiectul pe care îi făcuse domnul Mareș Răzvan o scurtă descriere, se referă la un program after school. Pentru ca tinerii să vină și să se stabilească în municipiul Deva, pe lângă locurile de muncă pe care acel parc industrial, dacă vom reuși să-l implementăm, le va genera, tinerii au familie.
O familie înseamnă părinți, copii, chiar și bunici, familia extinsă. Nu întotdeauna sau nu orice tânăr are bucuria de a fi, avea părinții sau socrii sănătoși sau disponibili să îngrijească copilul. Și atunci, în perioada când aceștia merg la serviciu ca să câștige resurse necesare traiului de zi cu zi, duce copilul la creșe, la grădiniță, la școală, dar după ora 12, de regulă, programele acestor instituții se închid. Și atunci am gândit împreună cu colegii mei și chiar vreau să felicit pe această cază, pe această dată, pe Gabi Ionașcu, că a fost un proiect al lui și mai mult decât atât, îmi dau seama că este un primar al tuturor devenirilor, pentru că eu am fost contracandidatul Partidului Aur în 2020, Răzvan a fost unul dintre contracandidați, iar am găsit la Aur și la Gabi această maturitate, această înțelepciune de a uni sinergiile unor oameni care vor bine pentru Deva și de a forma, fără orgolii, fără ambiții personale și de a forma această echipă solidă, consolidată, care vrea și poate să rezolve pe aici, pe acolo, dintre probleme. Și acest program After School, pe de o parte, vrem să-l gândim în parteneriat și pe baza unor fonduri europene. Ele există, am acest proiect, aș putea să spun că l-am ca și scris, adică l-am întipărit în minte. Îmi e doar, am doar nevoie ca să fiu lăsat, să pun pe hârtie și să pot să depun proiectul pentru ca familiile devenilor să nu mai aibă stresul că trebuie să plec mai devreme cu un sfert de oră de la serviciu și poate nu primesc învoială sau ce fac că sunt în trafic și nu mai am timp să mă duc să cumpăr pâine, că trebuie să ajung să stau cu copilul. Este un proiect care sprijină antreprenorii, ia de pe povara bunicilor sau aparținătorilor și cred eu că și asigură o... Am și găsit astăzi locația, vreau să vă spun că am fost împreună cu Răzvan și cu Gabi Ionașcu. Știți că în anul 2020, în spatele liceului energetic, unde trebuie un de sport, actualul primar promitea că o să facă un centru pentru persoane vârstnice. Vreau să mergeți mâine, dacă aveți timp, să vedeți cam ce ambițios a fost acest om când a promis acel lucru, să vedeți care este respectul cuvenit persoanelor vârstnice pentru locația, pentru că, virgulă, locația nu se mai află în starea în care a fost prezentată, este într-o stare și mai degradată. În acea locație am fost astăzi și am constatat că acel imobil, care astăzi este într-o stare degradată, poate fi modernizat, poate fi reabilitat și poate fi pus în valoare. Mai mult decât atât, zona din fața acestei clădiri poate fi folosită pentru a face un parc. Discutasem cu Răzvan și cu Gabi Ionașcu despre o platformă cu terenuri de sport, de tenis, de basket, multifuncțional pentru că scopul nostru este nu de a duce toți copiii într-un imobil la lumina produsă de instalația de iluminat, ci în zilele frumoase de primăvară, de vară, chiar de toamnă, timpurie, să poată să-și petreacă timpul în aer liber, practicând un sport. Pe timp de iarnă să fie și patinoar. Pe timp de iarnă am găsit suprafața necesară pentru a fi un patinoar. Și acum nu vreau să spun că este doar unul dintre proiecte pentru Micro 15, pentru că și Răzvan și colegii mei și vreau domnul Băstan, acum, ca și la avem proiecte fotbal pe fiecare cartier. Îți cer un pic legătura, pentru că mergem pe aceleași temă domnul cu Mare, tinerii. Aveți legătura. Da, mulțumesc că am preluat legătura. Nu, mergând... o intervenție. Nu vreau, sunt foarte mulți oameni care tratează foarte superficial orice proiect. Sunt oamenii care nu pun suflet în ceea ce spun. Eu poate de aceea sunt un pic mai detaliat, pentru că eu cunosc în profunzime linii de finanțare, ce se poate face, ce nu se poate face și am și responsabilitatea vorbilor. Adică n-aș putea să vin să mă uit în ochii dumneavoastră sau în ochii celor care mă privesc și să fiu așa scurt, sec, hai repede să spun ideea că după aia ca să scap. Sunt lucruri care se pot face și cer încrederea celor care ne urmăresc că împreună le vom realiza. E foarte, greu să le explicăm toate proiectele într-o oră de emisiune. Timpul, o să fie timp, o să mai venim la emisiune, o să mergem prin cartiere, să încercăm să le explicăm oamenilor exact ceea ce vrem să facem și cum le facem, dar că povestea prietenul și colegul meu Emanuel Cleș despre școli, despre copii, despre tineri, am să trec în cadrul proiectelor pe care dorim să le realizăm și un proiect demarat tot în 2016-2017 și uitat iarăși într-un sertar al primăriei, doar se aduce aminte de el la 4 ani așa de când e vorba de campanie electorală. Este vorba de terenurile pentru tineri. S-a făcut atunci schimbul de terenuri cu armata, era aproape semnat.
au găsit de cuvință actuala administrație că ar fi bine să mai facă ei niște acte acționale și au modificat acel contract, iarăși a ajuns la armată. Iată că după 7 ani de zile, niciun tânăr încă nu și-a primit teren din cele 1000 de terenuri pentru tineri. Este obligatoriu, dacă vrem să ținem tinerii în Deva, mulți dintre ei nu au posibilitatea să își achiziționeze un apartament, o casă. Aceste terenuri, în momentul în care, și cereri sunt, acum 3-4 ani de zile erau peste 1300 de cereri pentru terenuri, ca tinerii să vină să-și construiască aceste case. Înseamnă aur pentru Deva. Înseamnă ținerea tinerilor în comunitatea noastră și va fi unul dintre proiectele pentru care vom milita să se cât mai rapid să se pună în practică pentru a putea da acele terenuri tinerilor în strânsă legătură și cu construirea de blocuri sociale. Cererea de apartamente pentru persoanele nevoiașe și AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, este un partid care se îndreaptă foarte mult înspre persoanele nevoiașe, trebuie să fie ajutate, pentru că nu toată lumea are bani să-și cumpere un apartament de pe piața liberă. Și atunci trebuie să dai posibilitatea să-i dai un apartament în chirie, în așa fel încât să nu doarmă sub cerul liber sau să ia și mai rău calea vestului unde să lucreze și copiii să stea aici și să vadă cu copilul de sărbători de Paști și de Crăciun acasă. Și pentru această deci, categorie important va fi această construire de, să fie construite de apartamente sociale, și cât mai rapid rezolvarea problemelor loturilor pentru tinerii Devei. O să citesc câteva dintre mesajele pe care ni le-a scris domnul Alexandru Cristian. Spune: domnule Mareș, nu vi se pare un vis irealizabil prin chemarea tinerilor care au terminat o facultate la Cluj, Timișoara, Brașov sau chiar la București să vină să lucreze în regim de muncitori calificați pe bandă? Da, o să-i răspund, domnule Cristian, prin următorul aspect. Primăria municipiului Deva a fost într-o negociere cu una dintre cele mai mari firme de IT din România, care în momentul de față își desfășoară activitatea în Timișoara, în zona celebrului mall, în spațiile acelea, unul dintre acele blocuri. Ei, acea firmă a venit și a propus municipalității preluarea Palatului Administrativ, vestitului Palat Administrativ, care nu se mai termină, în așa fel încât să poată să lucreze, era vorba între 300 și 500 de IT-iști în acea clădire. Ei veneau și renovau absolut tot și din banii care de astăzi li se scădea ceea ce au investit. Se termina și Palatul Administrativ. Am reușit să fac toate demersurile. Am adunat atunci Prefectura, Consiliul Județean, Stadisca, toți care au fost și sunt proprietari acelei clădiri. S-a și semnat documentul. Mai mult decât atât, Primăria Municipiului Deva și ieșit, pentru că era o problemă cu acel spațiu corp anexă din spate, care a rămas Primăriei Municipiului Deva, și urmau să se facă procedurile legale pentru a se demara această colaborare. Întâmplarea a făcut ca în 2018 cele două partide comasate împreună cu UDMR-ul în anul centenarului să mă schimbe punând un viceprimar de la UDMR. Au închis și acel proiect, nu au mai continuat negocierile cu firma respectivă și iată că în momentul de față nu s-a concretizat. Este doar unul dintre ele, tinerii care învață. Deci ar putea fi aduși tineri care au finalizat studiile superioare. Sunt mult mai multe pârghii prin care poți să-i atragi, prin anumite facilități. Uite, una cu terenurile, poți să-i faci. Pentru tineri sub 35 de ani care își încep o afacere, primăria poate să facă niște programe de start-up să fie ajutați dacă sunt în folosul comunității acele activități pe care le desfășoară. Dar îți trebuie voință. De ce nu se văd acum aceste lucruri? Dacă spuneți că, într-adevăr, primăria are aceste posibilități de a îi sprijini și pe antreprenori sau pe mici antreprenori. Păi și nu pe are, pentru tineri. Că... Da, și aici, uitați-vă ce se întâmplă
în orașele dezvoltate în, și o să iau de aici, de lângă noi, Oradea, dacă ai viziune, mă uitam la un interviu, nu contează culoarea politică a primarului, contează viziunea și echipa care o ai în spate. Păi dacă mi-aduc bine aminte, cred că la un moment dat, într-o campanie trecută, ni se prezenta adevenilor cum a fost dezvoltată, cât de bine a fost dezvoltată A fost și duși consilierii cu autobuzul Oradea. Până la Oradea. Simțiți că s-a, nu știu, s-a împrumutat măcar vreo idee din ceea ce ne era prezentat atunci pentru municipiul Deva? Din punctul meu de vedere, faptul că ne raportăm la Oradea arată cam pe unde suntem. Sau să spun și mai crunt, faptul că mă raportez la Hunedoara arată cam cât de dezastru este administrația din Deva. Domnul Mareș spunea că noi de ce cei de la domnul, Partidul de Aur... Spui Răzvan? Răzvan, domnul Răzvan, el spunea că atenția noastră se îndreaptă către persoanele nevoiașe și sunt de acord cu el. Toate persoanele vulnerabile trebuie să primească o șansă și trebuie să aibă, să fie acea echitate care să poată să-i asigure competitivitate cu cel care are mai, o viață mai ușoară și un trai mai bun. Dar trebuie să ținem cont de faptul că pentru a putea să ajutăm această clasă socială, persoanele vulnerabile, trebuie să acordăm acel sprijin celor care vin și contribuie și care ne dau resurse ca să facilităm aceste ajutoare sau acest sprijin. Și aici mă refer la antreprenori. Antreprenorii sunt, din punctul meu de vedere, cel mai important element în ecuația unei dezvoltări economice. Și ceea ce în municipiul Deva lipsește, și am atras atenția de foarte multe ori asupra acestui aspect, este lipsa unui mediu de afaceri sănătos, care să genereze locuri de muncă bine plătite, care să aibă acces la resursă umană calificată, care să genereze profituri și implicit venituri din dividende, impozite și taxe și așa mai departe. Și cred că totuși aici a trebui, adică o administrație performantă generează și locuri de muncă bine remunerate, în sensul în care că locația respectivă devine atractivă, atractabilă pentru investitori. Și atunci atenția noastră se va îndrepta către aceste persoane prin persoane juridice, mă refer la grupul de IMM-uri și eu mi-aș dori foarte mult să reușim și sunt ferm convins că o să și reușim să acordăm și să sprijinim preferențial în limita în care legea ne permite acest lucru antreprenorii locali. Vă dau un exemplu clar. Eu, Emanuel Cleș, am găsit în primăria municipiului Deva o companie de arhitectură care face servicii de proiectare și de arhitectură, care a încasat în decurs de un an și 8 luni, deci 20 de luni, peste 20 de miliarde de la municipiul Deva, adică 2 milioane de lei, adică echivalentul a 400 de mii de euro. Asta am și spus. Dar bani. Întrebarea mea face, m-am dus de curiozitate să văd, oare noi, românii, hunedorenii, devenii, nu avem companii de profil în Deva? Și ce ați descoperit? Surprins am fost să aflu că în municipiul Deva sunt 168 de companii de specialitate care prestează servicii de proiectare și de arhitectură, dar care n-au avut acces la servicii de elaborare SF, DALI, proiectare tehnică. Din ce cauză? Nu din cauză că aceste servicii ar fi fost atribuite într-o procedură competitivă și că cel de la ea și-ar fi câștigat. Nu! Din lipsa unei transparențe și a unei egalitate de șanse, pentru că cei din primărie au ales preferențial firma de la Iași, nu-i spun numele că știu ei care, căreia i-au atribuit pe direct, adică fără să țină cont de faptul că în municipiul Deva sunt companii... Există dovezi? Dar bineînțeles, dar eu vă spun și firma acum dacă doriți. Nu ne spuneți. Nu este cazul. Dacă sunt dintre cei care ne urmăresc și vor să afle denumirea firmei, eu vă spun și denumirea firmei și contractele cu sume, cu dată și cu obiectul contractului. Și atunci, eu nu văd, deci dacă legea achizițiilor îți dă ție dreptul ca și autoritatea contractantă să atribui până într-o sumă de bani contracte către anumite companii, de ce m-aș duce până la Iași sau până la Corabia sau până la Sighetul Marmației dacă am acel profil de prestator, agent economic? Ne-ați adresat în această întrebare și reprezentanților primăriei pentru că... Da, au spus că nu s-a respectat legea. Des. Și este adevărat că s-a respectat legea, dar eu găsesc altfel. Mă, dacă la mine acasă, dacă la mine în familie am un stomatolog și am o problemă stomatologică, mă duc în primul rând la el. Acei oameni, 168 de companii, dacă au câte 2 angajați, ca și medie, că sunt care au și mai mulți, sunt care au și 0 angajați, că administratorul lucrează pe companie ca să poată să factureze. Dacă ar avea aceste venituri, 20 de miliarde în decurs de 20, 1 miliard pe lună, ar crește gradul de
calitatea vieții în municipiul Deva. Și ar rămâne banii în comunitate. Ar merge omul la un restaurant, ar merge la o cafenea în timpul liber și ar permite, susține, poate practic, suplimenta să meargă la un film în weekend cu familia. E greu dacă n-ai venituri. Adică ei contribuie cum pot și dau bani la primăria Deva și primăria Deva ce face? Externalizează veniturile la alte, nu spun acolo unde n-avem soluții. Că dacă vreau o companie performantă și nu găsesc decât la București, la Timișoara sau la Bătrâna, ca idee, clar, lucrez cu el. Când n-am la Deva. Dar dacă am, trebuie să ne focusăm pe ceea ce avem, că devenii sunt oameni deștepți, pricepuți, implicați și cu responsabilitate. Nimeni nu își permite să facă o lucrare de mântuială în municipiul Deva, Devean fiind, pentru că a doua zi dă ochii cu mine, cu Răzvan, cu Gabi Ionașcu și o să-i spună, ai primit o lucrare, că ești Devean și ai spus că ești serios. Și uite ce ai făcut. Cum să mă duc eu acum să-l trag de urechi pe ăla de la Călan? Că ăla a venit, a făcut lucrarea, a luat bani și a plecat. Sau pe ăla de la Oradea, care telecabina stă și nu funcționează de 3 luni. Și am plătit 4 milioane de euro. Iar de unde nu-i? Dacă e din Deva, apropo de Oradea, Ema, la Oradea și făceați această comparație, au reușit să finalizeze tot ce înseamnă șoselele de centură cu pasaje de trecere, în așa fel încât străbați Oradea. Iată că la noi, și o să revin la un punct strigent al programului Alianței pentru Unirea Românilor și a candidatului nostru Gabriel Ionașcu, este amenajarea zonei de centură a Devei. Sunt o grămadă de persoane care vin din alte, obligatoriu, care vin din alte localități. Sunt deveni care noi care circulăm pe această șosea, groapă lângă groapă. Au preferat să asfalteze cu bani mulți bulevardul Decebal, care era impecabil, doar pentru faptul că s-au făcut acele piste, să nu mai facă firma respectivă, iar DN-ul, drumul național, stă în paragină, ne rupe mașinile pe el. Va trebui să fie primordial regândirea a tot ceea ce înseamnă, inclusiv scoarul ăla de pe mijloc, a zonei limitrofe, așa fel încât cele două porți de acces în municipiul Deva, dinspre Mintia și dinspre Sântu Halm, să arate că se intră într-un oraș civilizat, într-un oraș frumos, pentru că Deva este un oraș frumos, doar că n-a fost administrat și a fost lăsat în paragină în ultimii 7 ani. Și iată că v-am mai spus încă unul din punctele programului nostru și o să merg tot pe a mai prezenta un alt proiect, pentru că și timpul văd că este destul de trece foarte repede. Tot venind în spiritul producătorilor locali, este crearea unei piețe angro pentru producătorii locali, în așa fel încât să poată să-și depoziteze mărfurile, legumele pe timpul iernii. Avem o piață agroalimentară, unii vor spune de ce ar mai fi nevoie de încă o Pentru că în această piață de care vorbesc eu, vor fi și niște depozite frigorifice, în așa fel încât pe timpul iernii producătorii să poată să stocheze produsele și să poată să vândă oricând. Va fi, de fapt, o intermediere directă. Și chiar vara. Că chiar și vara. Nu funcționează în piața centrală, clima e deja. Așa este. Sunt aparate 40 de grade. Montate. E obligatoriu ca în piața Devei producătorii locali să aibă întâietate și să fie scutiți la anumite taxe, dar să poată prin această piață de angro, de fapt, se va întâlni cererea cu oferta. Și am să închei cu încă un proiect ca să parcurg așa trei dintr-o lovitură, pentru că m-am spus, e foarte greu să le explicăm în parte cum funcționează fiecare, că timpul e foarte scurt. Avem dar vom avea pliante și vom avea zeci de proiecte. Veți prezenta pe larg un proiect la care țin iarăși foarte mult este zona de agrement de la Bejan, unde am tot spus, Micro 15 și Dacia tot timpul nu înțeleg de ce au fost un pic abandonate de către administrațiile locale. Cred că este timpul și Gabi Ionașcu are această viziune de a începe de data asta dinspre cartierele limitrofe înspre centru. Merită să aibă o zonă de agrement cu un bazin de înot, un miniștrant, să spunem. Mai mergând mai departe, povesteam cu Ema și cu Gabi de posibilitatea creierii unei tiroliene, unor atracții turistice în zonă. Cred că și prin acest lucru putem pune umărul la dezvoltarea turistică a orașului. N-am vorbit astăzi despre turism, probabil o să vin într-o emisiune viitoare, pentru că este lucru la care
cred că mă pricep foarte bine. Și am să vă povestesc un pic care este viziunea Alianței pentru Unirea Românilor în ceea ce privește dezvoltarea turismului în Deva, atragerea și ținerea cât mai multe zile a turistului, pentru că acum Deva are o mare problemă. Rata de noptare este de 1,2%, ceea ce înseamnă că un turist vine și stă o zi. De ce? Pentru că nu are ce să facă în Deva, nu are puncte de atracție în afară de cetate care, iată, telecabina, când merge, când e bobina, când e frâna, mie personal nu știu trică să... Că spune, mi-aduc aminte, avea un prieten care tranzita, plecase de la București, ia să iasă afară din țară, ieșea pe la Timișoara, pe la Cenadurea. Așa. Și mi-a spus că o stat și o noapte în Deva. Întâmplarea face că a făcut pană noaptea pe DN7, pe centură, fiind toată cu gropi, și a fost nevoit pentru că n-a găsit niciun agent economic privat care să fie deschis un depanator să-i facă pana, roata la mașină, și a fost nevoit să nopteze, face, ăsta e motivul pentru care am noptat undeva, că am făcut pană pe DN7. Deci se leagă oarecum, cred eu, și acel DN-ul care trebuie... Și acel trenuleț care trebuie obligatoriu exact. Făcut turistic, în care să vizitezi, pentru că nu este numai cetatea, Deva nu are numai cetatea. Străbaterea, în primul rând, cu un asemenea trenuleț turistic a orașului, îți dă posibilitatea să vezi și centru, mai faci o pauză. Hai să numim autobuz turistic, să nu zicem trenuleț, că poate ne duce cu gândul la sezonul estival, poate să fie un microbuz descoperit, care să aibă stații, la fel ca în orice oraș, când vrei să vizitezi orașul. Rămâi pe centru, mănânci o pizza pe centru, poate te duci în micro, ajungi la pădurea Bejan, ai parcul de lângă, bei o cafea acolo. Deci toate astea trebuie făcute și care se leagă cu ce spuneai tu, cu dezvoltarea antreprenorilor, pentru că... Adică să oferim motive turiștilor să ne calce pragul și să rămâne. Și să rămână măcar două, trei zile. Și atunci, făcând și acest par de distracții, să nu mai vorbim de zona Digul Mureșului, unde acolo la fel, obligatoriu... A mai fost păi a fost vehiculată exact discuții despre asta. A fost, de dar trebuie... Cicloturismul, putem acolo să le spotem la maxim. Sunt fonduri foarte europene. Foarte multe, Ema. Acolo se pot face niște lucruri deosebite pentru Deva. Deci se tot pot, ceea ce ne spuneți de picnic, astăzi, de barbecue. Există deja axe de finanțare sau sunt, putea pe exista pentru... Aici e problema lui... De aceea m-am și uitat direct la domnul. Probleme sunt la cei care nu se pricep la mine, problema. Este atributul meu, este plăcerea mea, este bucuria mea să mă pot pune aici la aur, că fiecare venim cu expertiză în domeniul nostru. El vine cu expertiza de atrage de fonduri. Eu vin cu expertiză în administrație și turism. Gabi Ionașcu are aplecare și latura asta umană față de compasiunea, față de aproape, de a rezolva pe fiecare, de a ajuta pe fiecare. V-am întrebat dacă există și axe de finanțare, pentru că sunt convinsă că mulți dintre cei care ne urmăresc vor spune, sunt alte povești, alte vise frumoase cu care veniți acum la televizor și ne povestiți vrute și nevrute. Tocmai de aceea vă întreb dacă și există într-adevăr posibilitatea de a atrage aceste fonduri pentru realizarea acestor proiecte. Există această posibilitate și nu vorbim doar din vise. Și vă spun de ce. Eu în 2 ani de zile cât am fost viceprimar am arătat că sunt un om a faptelor, nu al vorbelor. Emanuel Cleș a dovedit prin activitatea și dovedește zi de zi prin activitatea care o face că a tras milioane de euro pentru alte unități administrative. Cu ATE-uri și întreprinzători privați. Noi vorbim pe fapte, nu vorbim pe ceea ce vom putea face, cum vorbesc mulți dintre contracandidați. E ceva ce nu-mi place să văd, dar înțeleg oamenii că sunt circumspecți, să vadă oameni care vin și le prezintă cu nonșalanță, proiecte îndrăznețe și care rămân doar la nivelul de a fi prezentate. Îi înțeleg și vreau să zic că prezența mea astăzi în acest platou este pentru că și eu sunt sătul, la fel ca și ei, să primesc doar promisiuni și să nu mai văd... E vorba aceea că vorbele care nu sunt însoțite de fapte nu valorează nici 2 lei. Ei, acei oameni sunt sătul de vorbe de 2 lei, cum și eu sunt. Poate că diferența dintre noi, deși avem foarte multe lucruri în comun, este că eu sunt mai ambițios și știu că se poate și altfel, fapt pentru care m-am alăturat acestui proiect politic, am trecut peste orgolii personale sau știu eu, poate anumite doctrine, am purtat negocieri și am spus, ok, e momentul să ne punem la drum, să ne punem pe linia corectă și dreaptă
și împreună să-i convingem și pe cei care nu mai au speranță că dacă noi am trecut anumite bariere și că lucrurile se întâmplă, e clar că deva are viitor și că lucrurile se pot întâmpla, așa cum așteptăm cu toții. Mai avem un singur minut din această emisiune. Sunt multe mesaje și de felicitări. Oamenii vă urează succes. Mulțumesc! Aș mai vrea însă să punctăm un singur aspect, să nu lăsăm pe cei care ne-au scris cu semne de întrebare. Lăsați poveștile. De ce nu ne spui, domnule Cleș, de legăturile cu Moloț? Ca și primarul zero, la fel și tu zero încredere. Vorbiți povești, v-ați plimbat pe la toate partidele. E greșit să fii în mai multe partide? Să fi trecut, de fapt, prin mai multe partide? Opiniile sunt diferite. Eu respect opinia fiecăruia. Este adevărat că am fost membru al mai multor partide. Pot să spun că la fiecare am învățat lucruri și bune, dar la fiecare am văzut și lucruri rele. Și am încercat ca acolo unde am fost să acumulez. Chiar de la domnul Mician Moloț, pe care îl și salut pe această cale, am învățat lucruri bune și au fost și chestii de care am învățat să mă feresc. În ceea ce înseamnă de foarte multe ori încredere în oameni, de ceea ce înseamnă mulți oameni care critică doar din dorința de a te face să-ți pierzi încrederea că ideea ta este bună, la fel cum am apreciere pentru toți colegii mei și de la AUR și de la PDL și de la PSD, sunt oameni care au reușit să ducă România din 89 până în prezent așa cum au putut. Sunt de acord că toți și eu, din fost membru PDL sau PSD sau ALDE, puteam să fac mai multe. Din păcate, conștient fiind, am luat decizia de a nu mă opri și de a nu mă, cum să spun eu, a înceta să mai cred și vreau să mă implic și din ceea ce am învățat să transfer mai departe și din ceea ce am făcut rău să nu mai fac. Deci mulțumesc, domnule Mareș, aceeași întrebare. Aceeași întrebare vă răspund foarte simplu. PSR-ul, care am câștigat alegerile în 2016, s-a desființat. De acolo am plecat la Partidul Ecologist. Acum sunt în AUR datorită câteva lucruri. Mi-am dat seama că foarte vocea mea să se poată auzi, trebuie să fii parte a unui proiect. Era destul de greu ca cu ecologiștii să putem să intrăm în Consiliul Local, să putem să ne spunem vorba. Au fost foarte multe persoane care mi-au cerut și mi-au spus, te rog, implică-te. Am găsit o deschidere foarte mare la Gabriel Onașcu și la echipa de la AUR, care au spus, haideți că împreună putem să facem, să schimbăm lucrurile undeva. Asta a fost motivul pentru care am venit aici. Consider că a merge undeva unde poți să spui părerile și poți să spui în practică experiența, expertiza, este un lucru care poate fi benefic atât pentru comunitate, cât și pentru echipa care se coagulează. Și până la urmă, politica trebuie făcută cu și pentru oameni. Cred că asta este cel mai important. Domnilor, vă mulțumesc! O întrebare scurtă, o intervenție. Am văzut comentariul adresat de telespectatorul nostru ce care ne urmărește și vreau să-i transmit un mesaj. Dacă și eu l-aș fi catalogat după modul cum arată contul, adică un cont fără identitate asumată, mi-aș fi dat seama că n-ar fi trebuit să dau un răspuns. Aceeași chestie cer și acelui sau acelei persoane să nu plece de la premise, de la paradigme, de la ancore mentale, să dăm libertate unui om să se manifeste și după aia să tragem la răspundere. Mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!